Vorbim astăzi despre focus tab, despre lens tab, ce este și cum ne ajută să focalizăm manual. Salut! Bine ai revenit pe canal! Haideți să discutăm un pic despre Focus Tab. Ce este? Haideți să vedem acest obiectiv, da? Seven Artisans are în el construit un Focus Tab. Se observă acest Focus Tab, da? El reglează scala focală, da? Dacă sunt pe 2 aici, da? Știu că am totul în clar de la 2 metri. Am în clar la 2 metri. Nu voi vorbi acum despre focalizarea pe zone. Eventual în alt videoclip o să o explic. Dar focus tab-ul mă ajută să mișc inelul de focalizare de la infinit la 0,7 metri cât are acest Seven Artisans. Da? Deci mă ajută să mișc. Avantajul acestui focus tab este următorul. Eu știu unde mă aflu cu focusul fără să mă uit la aparatul foto. De aceea Henri Cartier-Bresson sau alți fotografi s-au folosit extrem de bine de focalizarea manuală, pentru că este o abilitate care se învață, precum la chitară. Tu nu trebuie să te uiți. Eu știu că aici sunt la infinit, da? Și dacă mișc diafragma în direcția asta, știu că sunt pe F16 la infinit, deci am totul clar. Da? De la infinit. Dacă mișc la jumate, știu că am tot un clar de la 3 metri la infinit când sunt pe F16, da? Sau F11 pe APS-C. Iată, da? F16, F11. N-a trebuit să mă uit. De aceea și îmi plac obiectivele care nu au întrepte de o treime stopuri de lumină. Foarte deranjant. Așa știu, F16, F11, F8, da? Fără să mă uit. Infinit, între 3 și 5 metri am tot un clar, fără să mă uit. Deci da, nu mă uit. Bun, acesta este marele avantaj a unui focus tab. Din păcate, nu toate obiectivele manuale au acest focus tab și au un inel de focus, dar tu, neavând acest focus tab care este un indicator unde te afli, unde este focalizat obiectivul, tu atunci trebuie să te uiți la obiectiv. Haideți să văd unde este focalizat. A, este la infinit, A, este la 2 metri, da? Și atunci tu miști de inelul de focus, că nu știi. E, cu focus tab-ul ții tot timpul pe infinit, l-ai dus la mijloc, ai 3,5 metri, l-ai dus aici, ai 0,7 metri. Și deja știi unde ești, da? Deci de aceea am vrut acest obiectiv Seven Artisans când l-am luat, deoarece celelalte dedicate a APS-C-ului n-aveau focus tab. Ce facem când vrem obiective eventual dedicate sau vrem un obiectiv care nu are focus tab? Pentru că, sincer, pentru mine focalizarea manuală fără focus tab este absurdă. Bun, merge pe un aparat, să zic, dedicat, care are prismă și văd ce se întâmplă acolo, văd cum sunt cu focusul, dar pentru un rangefinder unde nu văd, nu am cum să mă folosesc de asta, da? Și mai mult decât atât, și atunci când vezi focus tab-ul te ajută foarte, foarte mult, cum am zis, vezi un subiect, vezi o scenă, prefocalizezi fără să te uiți, 3,5 metri, știu că m-am apropiat, 10 metri, da? Nu mă uit și știu unde sunt cu focusul. Este extraordinar. Ei bine, există o soluție, este inventată de un tip, se numește Lens Focus Tab. O să-ți dau linkul în descriere și poți să comanzi de acolo aceste accesorii. La mine au durat cam 3 luni să ajungă, au venit din Jamaica. Tipul e în America, probabil în Jamaica are contractul care îi produce aceste inele de cauciuc care se pot pune pe obiectiv. Da, iată un Lens Tab, cum arată. Probabil deja am rulat niște clipuri mici în care îți arăt și cum îl montezi. Acest lens tab este de cauciuc, flexibil, da? El se poate extinde un pic, are pe interior niște zinți și poate fi pus pe obiectivul tău. Eu am comandat atunci cele 3 mărimi, am vrut să-l pun pe un Loxia și l-am pus pe un Loxia, dar îmi trebuia inelul cu cel mai larg, da? Și el are aici acest țuști, da? Pe care îl pui și tu vei ști pe urmă să învârți obiectivul.
Este extraordinar, rezolvă problema foarte bine. Băiatul de unde am comandat a fost foarte drăguț, mi-a trimis unul gratuit, deci eu am pus comanda pentru mărimea mică și media, am crezut că se potrivesc. Pe urmă, mai măsurând și mai măsurând, mi-am dat seama că am nevoie de mărimea mare pentru obiectivul Loxia de la Sony. Și am zis că îi plătesc, dar a zis că mi-o trimite gratuit. Și în 3 luni a venit prin poștă la vamă și am ridicat pachetul cu cele 3 mărimi de inele tip Focus Tab. Ele se montează pe obiectivul tău care nu are Focus Tab construit și vreau să știi că merge foarte bine. Deci stau fix, prind bine obiectivul și își fac treaba de minune. Materialul este de calitate, își face treaba de minune. Nu recomand să le pui pe obiective care nu sunt manuale. Deci să nu pui un astfel de Focus Tab pe un obiectiv care are inelul de focus by wire. Deci se învârte cât vrei, neavând un capăt de infinit și un capăt de focalizare de aproape, da? Deci sunt ideale de folosit pe obiective manuale care nu au acest Focus Tab. Ele pot fi folosite și pe obiective care nu au focalizarea manuală, deci obiective cu autofocus, în ideea în care vrei să faci focus racking sau alte tehnici care pot fi aplicate în filmare și atunci vezi, faci focus racking din mână și te folosești de aceste inele. Există și la noi mai ieftine pe iShoot, dacă vei căuta, vei găsi, dar nu acest tip, repet. Cei de la Seven Artisans fac și ei un Focus Tab, o să dau eventual link-ul și acolo, dar se lipește cu lipici tip 3M. Eu am zis că așa ceva nu pun pe obiectiv, căci probabil în geantă următoarea clipă în care s-a împins, s-a deslipit de obiectiv și s-a dus Focus Tab-ul montat pe obiectiv. Deci, acesta este singurul mod prin care poți pune un Focus Tab pe un obiectiv cu focalizare manual. Te va ajuta enorm de mult dacă, cum am zis, îți place să fotografiezi manual și să te folosești de obiective manuale pe camera ta foto. Cam atâta despre Focus Tab și cum îl poți folosi și la ce folosește. Te rog frumos să te abonezi la canalul nostru de YouTube. Vezi link-urile din descriere și comentarii pentru a descoperi mai multe resurse. Te-am salutat, pa, pa!